S-a stabilit firma care va reabilita Palatul Administrativ în care își desfășoară activitatea Consiliul Județean, Prefectura, Direcția de Statistică și Direcția de Cultură. Firma câștigătoare se va ocupa atât de proiectare cât și de execuția lucrărilor. Este un moment important. Finanțarea sau contractul de finanțare a fost semnat în octombrie 2022. De atunci, alături de echipa din cadrul instituției prefectului constituită pentru acest proiect, am parcurs toate etapele necesare, astfel încât astăzi să putem să semnăm acest contract pentru servicii de proiectare și execuție. E un moment important pentru că din anii 70 până astăzi nu s-au făcut astfel de lucrări de reabilitare, renovare energetică și termică a acestei clădiri. Valoarea contractului depășește suma de 10 milioane de euro, bani asigurați prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Lucrările vor dura cel mult 22 de luni, timp în care este posibil ca unele birouri ale instituțiilor care funcționează în Palatul Administrativ să fie relocate temporar. Fiecare dintre cei care dețin spații în momentul de față sau desfășoară activitate în cadrul Palatului Administrativ au primit încă de la momentul demarării proiectului înștiințări pe acest subiect, au semnat atât reprezentanții Consiliului Județean, dar și celelalte instituții care au spații, care au birouri în Palatul Administrativ, au semnat un acord necesar pentru demararea acestui proiect, că în funcție de momentul în care vor începe aceste lucrări, fiecare dintre noi își caută o variantă de relocare. Palatul Administrativ a fost construit în anul 1971 și este alcătuit din demisol, parter și două etaje. Construcția necesită intervenții urgente de renovare și eficientizare energetică pentru a se reduce costurile privind energia consumată și pentru a se evita degradarea în timp cauzată de acțiunea factorilor climatici externi.